Salutare tuturor, sunt George, bine ați venit la un nou episod Top 5 parfumuri bărbătești pentru anul 2021. Îl am ca invitat azi pe Iulian. Salut, George. Salut, Iulian, cu care am creat un top 5 al celor mai complimentate parfumuri pentru anul 2021, bineînțeles în viziunea noastră. Azi Iulian va evalua fiecare parfum în parte și eu zic să îi dăm drumul, nu? Să începem. Correct. Ok. Dragilor, avem primul parfum. Este de la Tiziana Terenzi, extras de parfum, parfumul Cas. Da? Uitați-vă cum arată sticla, cât de cochet este. Parfum de nișă, lansat în anul 2017. Să-i dăm lui Iulian să miroasă și să evalueze primul parfum. Un parfum, cum vă spuneam, de nișă, creat de casa Tiziana Terenzi. Tiziana Terenzi, printre altele, este designer, creator de bijuterii și de parfumuri, bineînțeles. Parfumierul casei Tiziana Terenzi este Paolo Terenzi, fratele Tizianei, care printre altele este și muzician. Deci avem note foarte importante aici, se deschide cu trandafir, piper alb, piper roșu și piper negru. Da. Cum ți se pare, Iulian? E un parfum care tinde mai mult spre doamne, un parfum feminist. Parfumul este unisex, mare atenție. Da, având în vedere că este unisex, tinde un pic spre doamne, da? Un pic, dar nu se duce... mai puternică pentru, pentru doamne, da? Deci este un parfum business, ca să zic așa. Exact. Da, de office. Este foarte puternic. Da, este un parfum care miroase foarte frumos și foarte tare. Extras de parfum. Și bănuiesc că e și foarte persistent. Da? Da, da, da. Bun, haideți să încercăm și cu restul parfumului. Hai să mergem la următorul. Ok, îl ținem pe... Da, îl avem aici. Așa, exact. Următorul parfum, domnilor, este Tabit, tot de la Tiziana Terenzi, tot extras de parfum, parfum de nișă. Așa, sunt tare. Să menționăm că și acest parfum este tot unisex, da? Da, parfum unisex. Deci un parfum unisex, la fel ca și casul. Exact. Care la fel merge pe o gamă business, da, pe o, cum să zic, da, se pretează, se pentru, pretează pentru office, business, întâlniri de afaceri, exact. De afaceri, exact. Și acesta, pentru... într-adevăr, tinde spre masculinitate, da, deci... Da, e mai redă, masculin, se simt. Exact, redă... Se simt notele lemnoase, exact, da, da, da. Notele lemnoase. Exact. Foarte bun acest parfum și o să ți spun încă o chestie despre acest parfum. Tabitul, când a apărut în 2016 sau 2017? Exact. 2016. În 2016. De curiozitate l-am luat, da? Și vreau să zic că de atunci mi-ai spus că e parfumul tău favorit. E parfumul meu favorit, da, rămas în top, aș putea spune top 3. Nu top 5, top 3. Da, wow. Parfumuri. Este foarte persistent, l-am folosit destul de des în întâlniri business și tot felul de întâlniri la nivel înalt, ca să zic așa, da? Am înțeles. Păi se pretează pentru astfel. Persistă foarte mult, George, persistă foarte mult. Pot să-ți mai povestesc încă o chestie, fiind în domeniul business, purtând în permanență cămăși albe și așa, spălând destul de des aceste cămăși, da, am observat o chestie, că și după 2-3 spălări, da, la o cămașă, acest parfum persistă, încă se simte mirosul ăla de parfum, înțelegi, și după 2-3 spălări. Adică e un parfum care, da, după apart. Părerea mea, te duce spre lux, așa, nu știu, spre high level. Exact. Lux. Exact. Luxury.
Da? Deci este un parfum foarte exact. Bun. Un parfum care persistă și un parfum care mi-a plăcut și îmi place în continuare. Exact. Deci fără doar și poate, e unul dintre parfumele mele preferate. Și chiar așa este mie, eu l-am mirosit acum o săptămână, sincer să vă zic, tocmai de aceea am făcut topul ăsta cu Iulian și m-am îndrăgostit de Tabit de la Tiziana Terenții, este incredibil și datorită notelor lemnoase, datorită compoziției și mai ales pentru faptul că acest parfum este extras de parfum, bineînțeles că avem o longevitate și proiecția în spațiu ar fi interesantă de, nu știu, la mine era de, sincer să zic, undeva la 8 ore. Persistă mult mai mult de 8 ore. Mult mai mult de 8 ore. Și gândește-te că nu stai locului, nu stai într-un singur loc. Da. Umbli, te duci. Da. Putem să folosim și expresia transpiri destul de mult. Exact. Și totuși acest parfum persistă. Și persistă, când vorbesc de a persista, când mă refer la persistarea acestui parfum, pe durată foarte lungă. Da. Adică nu e parfum de o oră, două. Nu, e parfum, pot să zic, de o zi, două. Bine, și prețul este pe măsură, dar își merită fiecare bonus, părerea mea. Adică dacă... Și întotdeauna... Nu știu, vrei să miroși. Deci Tiziana s-a gândit foarte bine când a făcut combinația între miros și design. Exact. Bine. Exact. Combinația asta fiind și designer și parfumier, a făcut foarte bine și după cum vezi și designul sticlei de parfum este unul care nu seamănă cu multe din parfumurile și vezi destul de rar, destul de rar genul ăsta de design la parfumuri. Exact. O armonie perfectă aș putea zice între designul sticlei și notele care compun acest parfum, note lemnoase. Care fac să dureze, să persiste cât mai mult. Exact. Deci longevitatea și îmi spuneai de complimente, că primeai foarte multe complimente. Exact, foarte multe complimente primeam și toată lumea mă întreba, dar ce parfum e, e acesta? Și le spuneam. Și toată lumea era wow. Da. Adică la genul, ce mișto miroase, ce bine persistă. Și unde stai și ai plecat, îți rămâne mirosul parfumului. În urma lași o dâră așa. Lași o dâră de parfum. Exact. Lași dâră aia de parfum care... Pot să zic că e un fel de detector. Știi pe unde te-ai dus. Te urmărește lumea după mirosul de parfum. Exact. Pe aici a trecut Iulian. Exact. Ceva de genul. Exact. Pe aici a trecut băiatul ăsta. Așa este într-adevăr. Foarte, foarte frumos și foarte tare. Foarte tare parfum. Trebuie să recunosc că n-am mai mirosit așa ceva. Sunt tare curios la final. Ce notă oferi pentru acest parfum? Hai să mirosim și celelalte parfumuri și vedem ce notă oferim. Ok. Următorul parfum îl avem pe Yves Saint Laurent, L'Homme Sport, un parfum, este apă de toaletă, trebuie menținut, să-i dăm lui Iulian să testeze, apă de toaletă, un parfum, iarăși unisex, care se pretează pentru office, pentru întâlnirile în aer liber, și pentru întâlnirile cu persoanele pe care vreți să le dați gata. Să le dăm pe spate. Să le dăm pe spate, așa, da. Exact. Pentru că vrem să fim... Dar vedeți, topul nostru de astăzi este mai mult taxat pe gama unisex. Da. Deci e, 3 din parfumuri sunt unisex. Da. Este un parfum fresh. Un parfum care, după cum a zis și George, îl poți utiliza și în mediul business și în mediul, cum să zic, întâlniri nu numai de afaceri, ci și între prieteni. Un parfum care poți merge și în club, poți merge și la diverse ocazii, e pentru diverse ocazii. Exact. Un parfum unisex cu... Exact. Cum să zic, o multifuncționalitate, ca să zic așa, între ghilimele, îl poți da oriunde. Deci e un parfum ok pentru cam orice fel de ocazie. Parfum care miroase bine, un parfum, ți-am zis și repet, fresh, un parfum care dă bine mirosului, zic așa. Da. Un parfum bun. Și care cred că se pretează mai mult ca sigur că și după nume și după felul cum miroase. Un parfum care se pretează pentru o persoană activă. Exact. O persoană
care umblă. Da, 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 da. Mai tot timpul, în continuă mișcare, mai tot timpul, indiferent că face sport, mișcare. Da, da, exact. Da. Întâlnirii. Exact. Exact. Bine spus. Ok. Exact. Bun. Bun. Hai să trecem la următorul. Următorul este următorul parfum care îl prezentăm astăzi, este Chanel 1957, apă de parfum. Ei, ăsta sunt curios cum o să-l evaluezi. Wow. Da. Ăsta sincer, dați-vă la designul sticlei aici, clasic. Știi cum e, designul clasic 2019. Da, designul clasic merge și pe stilul clasic. Da, da, merge da. Merge pe un tot gen business, clasă business, uh-huh, office. Uh-huh. Exact. Da. Clasa oamenilor de birou, ca să zic așa. Corect. Da, da, da. Toți care stau la birouri, uh-huh, toți care au office. Da, office. Da, da, da. Ce se mai întâmplă? Uh-huh. Office, gamă office. Wow. Da. Și ăsta e fresh, destul uh-huh. de fresh, ca uh-huh. să zic. Destul de fresh. 200 ml, da? Da, deci sticla e mare. E foarte, foarte bun și acest parfum, miroase și ăsta da. Destul de bine. Da, e ok. Și cred că poate aduce o grămadă de complimente și parfumul ăsta. Da, cu siguranță, nu? De ce nu? De deci ce tu nu? Mai mult îl vezi pe ăsta pentru office? Mai mult, da, pentru uh-huh. office, da. Da, office. Te duce mai mult pentru mai mult spre office. Mai mult spre office. Office. Am înțeles. Mai mult spre office, da. Deci ăsta da, da, aș da. Putea să zic că rămâne numai cu un singur domeniu, office. Uh-huh. Da, business. Am înțeles. Da. Deci cam ceva de gen. Uite ce îmi place că da. Capacul are magnet. Da. Super interesant și designul sticlei. Și design. Da. Uh-huh. Da. Sunt tare curios și la asta, ce notă o să-i dai? Și cel de-al cincelea parfum, doamnelor și mai ales domnilor, avem Santal Masoya de la Hermes. Uitați-vă la designul sticlei. Hai să-i dăm lui Iulian să miroasă acest parfum și, bineînțeles, să-l evalueze la final. Wow! Capacul da, este acoperit cu piele, ca idee. Deci ăsta și acest parfum intră în gama business. Mm-hmm. Și acest parfum intră tot în gama business, tot în gama office. Te duce așa către parfum de business. Meeting, you know. Mm-hmm, mm-hmm, trebuie mm-hmm. să îl porți pe tine la întâlniri oficiale. Okay. Să le pe tine la întâlniri oficiale. Mm-hmm, mm-hmm. Da, pentru că dă foarte bine și mm-hmm. cine miroase, mm-hmm. e imposibil să nu întoarcă capul. Da, să da, nu, da. De unde e mirosul ăsta? Ce vine, ce cine s-a dat cu parfumul ăsta? E un deci întâlniri de afaceri. Repet, business. Întâlniri business. De afaceri, exact. Un și poate de gentleman. De gentleman. Da. De da, ținut minte fresh. Și poate, de ce nu, te va ajuta să obții ceea ce îți dorești. Că până la urmă da, un parfum, asta exact. Trebuie. Asta e menirea exact. Unui parfum, să te ajute exact. Să exact. Da. Să ai încredere ai de sine mai bună. Da, uite, tu fiind expert în așa ceva, ai cuvinte la tine, ca să spun. Da, da, da. Eu doar te pot ajuta cu niște idei. Wow, și mai mult de atât. Și asta l-am purtat de câteva ori și am primit câteva complimente. E un știi? Parfum care da. Primești complimente. Da, 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 da. Un parfum care poți cam primi toate sunt aducătoare de complimente. Tot da. Ce am prezentat exact. Astăzi aduc complimente. Exact. Unele mai multe, altele mai puțin. Exact. Dar nu e niciunul care să nu exact. Întoarcă capul cineva după tine. Absolut. Da. Ca să înțelegeți, domnilor, parfumurile astea au fost purtate, ca să zic așa, de noi pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru că probate, exact, probate. Au fost testate, probate și asta putem spune despre toate 5, tocmai de aceea le avem în acest top de astăzi, pentru că sunt aducătoare de complimente. Sunt tare curios acum ce note ofer pentru cele 5 parfumuri și aș zice să începem cu parfumul Cas de la Tiziana da. Terenzi. Da. Hai să-l mai arătăm încă o dată. Primul deci avem aici, aici, de aici am aici, început, da? Da? Ok, ok. Da. Așa casul. Să le ținem minte. Casul, da, wow. După cum observi, uh-huh. da? Wow. Deci nu și-a pierdut da. Din notă, da? Uh-huh. Deci, dar s-a schimbat, a ajuns la oarecum acum la notele de la inimă. La inimă, da. Da, exact. Notele de mijloc. Notele de mijloc. Uh-huh.
Deci dau un 10. Wow. 10. Deci pentru casă de la Tiziana Terenții, extras de parfum. 10. Dau 10. Vă mai arăt o dată 10, ce 10. Wow. Da, este un parfum care... 10 din 10. Da. Bine, 10. El când, Iulian, când evaluează parfumurile, când spune 10 din 10, înseamnă că are 10 ca performanță, ca design și exact, ca rată de compliment. De exact. 10 din 10. Wow. Exact. Wow. Bun, să trecem la următorul atunci, la Tabit de la Tiziana Terenții. Tabitul... Îl mai arătăm încă o dată. De ăsta, da. Tabitul... Nu știu ce să zic. Deci, după cum am zis și la începutul acestui clip, fenomenal. Pe mine m-a fermecat acest parfum. E fenomenal. Deci este un parfum extraordinar. Din gama acestor parfumuri, ăsta e singurul care am primit complimente, ca să zic așa, la nivel înalt. Da? Deci, un parfum care merită toată aprecierea, un parfum care... De nișă, miroase scump și e scump. Că, na, e de nișă. Știi cum e vorba aia, George? Dai un bani, dar stai în față. Corect. Corect. Și ăsta este parfumul care, pentru mine, mă reprezintă în domeniul în care activez. Da? Exact. Deci... Cum spuneai tu, puțin înainte să începem emisiunea, îmi spuneai că este semnătura ta. Exact, semnătura mea în tot ceea ce fac. Da. Mă reprezintă ca și persoană într-un mediu select. Da. Și asta aș da ca notă 10 plus. Wow. Deci nu 10, 10 plus. Da. Dacă ar fi 11, 12, 13, tot, cred că aș da și 13 și 15. Am înțeles. Wow. Este un parfum care merită, o notă mare, 10 merită, plus. Wow. Merită să-l ai în arsenalul tău de parfumuri. Ăsta e pentru, nu știu, ocazie specială. Adică nu l-aș purta numai pentru ocazie la sală. Nu. Da. E ca și cum ai ascultat manele într-un BMW. Absolut. Hai să fim serioși, da? Da. Nu. Deci asta e o clasă business și așa rămâne. Și așa va rămâne. Deci pentru Tabit dau 10 plus. 10 plus. Și sincer să spun acum, legat de Tabit de la Tiziana Terenții, după ce te folosești acest parfum, da? Primești complimentele de rigoare, te schimbă, îți boostează oarecum încrederea de sine, parcă nu-ți mai vine să te întorci la alte parfumuri, vorbesc exact, sincer, adică exact, chiar... Exact, îl ai pe ăsta și deja știi foarte bine comenturile care vor veni după. Și cu toate că preferatul meu este Acqua di Gio Profumo, parcă, sincer să spun, nu mai îmi vine să mă întorc după ce m-am dat cu Tabit. Da, adică... Asta intră în alt Da. Acqua di Gio așa când... Asta este un parfum business care nu mai business. Da. Deși am zis de 1957 că intră numai în clasa business. Mă, dar parcă și pentru întâlniri de seară așa, adică nu știu, așa mă duce, mai elegante, mai, nu? Duce la ăsta să-l las numai și numai pentru clasa business. Deci asta va rămâne pentru mine clasa business. Da? Deci exact. Te duce mirosul efectiv. Da, preț, calitate, corect. Imagine. Sunt trei lucruri care reprezintă acest parfum. Absolut. Mai arăt încă o dată. 10 plus. 10 plus pentru performanță, wow. Design și rată de complimente care este monstruos. Exact. Cum mai zici tu că primeai complimente zilnic, de fiecare dată când îl purta. De, de când ieșeam pe ușa casei până ajungem la birou, deci era imposibil să nu zic o persoană, două, ce parfum este. Cam asta trebuie să ofere orice parfum. Exact. Hai să trecem la următorul. Spunem pentru Yves Saint Laurent. Long Spot. Rămâne un parfum care poți să-l poți oriunde, să-l porți oriunde. Deci are un spectru mai larg de utilizare, ca să zic. Da. Îl poți purta și în mediul business, îl poți purta și în mediul casual, ca să zic așa. De zi cu zi. De zi cu zi. E un parfum ok, un parfum care merită să-l ai în casă, merită să-l ai în gama ta de parfumuri pe care să le folosești, să le utilizezi la orice fel de ocazie. Deci se potrivește pentru orice ocazie, iarăși și ăsta aducător de complimente.
Nu? Că exact. Asta, cam asta exact. Bunăm cu un parcul. Exact, nu? Da. Deci, exact. Pentru ăsta aș da un 8. Un 8? Un 8, da. Wow. Un 8, cred că e destul de bine. Mm-hmm. 8. Mm-hmm. Da, și merită, e și apă de toaletă, persistă destul de mult, dar nu ca un exact. Parfum, da. Apă de parfum sau extras de parfum, da. Cum era da. De la Tiziana. Deci, rămâne cu 8. Ok, nota 8 pentru parfumul ăsta, Yves Saint Laurent. Hai să mergem mai departe, avem Chanel 1957. Spune-mi la asta, cum Chanel apă de parfum. 1957, apa de parfum, e un parfum care tot pe domeniul business, tot pe domeniul ăsta al întâlnirilor de rang înalt, ca să zic, da? Clasa mai business. Select așa. Mai select, da. Mai de o serată, de un dineu, da, da. Dineu, mă înțelegi? Deci pe linia asta merge. Adică nu poți să fii îmbrăcat în training și să te exact, dai cu... Exact, nu merge Chanel. De training sau... Nu, Chanel da, rămâne da. Pentru o clasă business de întâlniri, serate, cabareturi și tot felul de genul de întâlniri din astea, știi? Deci, eu aș da și lui ocazii un 8. Mai speciale. Un 8. Un 8? Merge 8. Perfect. Da. Să-l testa merge. Și pe ăsta. Să-l testa și pe ăsta. Un 8. Super, wow. Ok, și la avem pe... Santal. Santal, Masoia de la Hermes. Santal, Masoia, aici schimbăm un pic... apă de toaletă. Schimbăm un pic, să zic așa, direcția. Da. Ăsta e un parfum care merge... pentru întâlnirile business și întâlnirile gen tot unisex. Cum să zic eu, acum am un lapsus. Întâlniri cu o persoană specială sau ceva de genul, da, ca să atragi atenția de la bun început. Am înțeles, să faci o impresie să bună impresie de la prima impresie, da, de la da, prima da. Vedere, mă înțelegi? E un parfum care îl poți purta, ți-am zis, office și întâlniri în doi, o întâlnire romantică, da? Care să dea bine la început. Da, da, da. Da. Deci cam asta e. Și la asta, față de cele două, Yves Saint Laurent și Chanel 57, o să dau un 9. Wow. Un 9. Serios? Wow. Da, un 9. Deci merg pe un 9. Deci peste ăla de la... Peste Yves Saint Laurent și peste Chanel 157. Da. Wow, da. Super. Da. Pentru că, doamnelor și domnilor, mai ales domnilor, pentru că este o ediție specială pentru domni, un parfum este menit să vă ajute să obțineți ceea ce doriți. Așa cum spuneau și parfumierii, este un fel de lampa lui Aladdin. Parfumul da. Reprezintă personalitatea ta. Absolut. Da? Absolut. Deci parfumul te reprezintă pe tine. Mirosul. Așa alegi un parfum. Așa alegi da. Un parfum. Exact. Genul tău de a fi da. În societate, cum te comporți. Exact. Parfumul contează foarte mult. Miros. Absolut. Absolut. Că tot vorbim despre parfumerie și mirosul, da? Deci da, aici da, da. Nu vorbim că mă reprezintă ceva pentru că am făcut altceva. Nu, aici vorbim despre parfumuri și aș vrea să se înțeleagă de la bun început faptul că noi zicem parfumul mă reprezintă sau ne reprezintă da. Pentru că nu vorbim, eu stau la birou și mă reprezintă faptul că știu da, să scriu cu pixul. Nu! Aici da. Vorbim de parfumuri și numai de parfumuri și aici spunem ce ne reprezintă exact. Din punct de vedere masculin, da? Reprezintă exact. Masculinitatea noastră, exact. Da? Și îmi permit să fac și un mic joc de cuvinte. Ești mai masculin când te dai cu un parfum decât dacă scrii cu un pix pe foaie alb. Da? Bine zis. Wow. Bun. Și bine atunci... Zis. Acum, Iulian, am făcut o postă împreună. Astea sunt, și o să avem în descrierea videoclipului, link-uri cu toate și descrierea fiecărui parfum în parte. Dintre toate... 5. Avem acordat 10 și 10 plus. Oare cum sunt la egalitate Cas și Tabi de la Tiziana Terenzi? Spune-mi acum care este parfumul din cele 5, bineînțeles, parfumul preferat de tine cel mai mult și parfumul care merită cel mai tare parfum bărbătesc pentru 2021 din astea două finaliste. Fără doar și poate George, Tabi. Fără doar și poate George, aș alege Tabi și aleg Tabi. Pentru că
după cum am zis, este parfumul meu preferat. Uh-huh. Top 3, uh-huh, nu top 5. Da, deci uh-huh, top 3 aș pune ăsta pe primul loc. Pe primul loc. Pe primul loc, da. Ați auzit, domnilor, Tabit de la Tiziana Terenzi, extras de parfum, este lansat în 2016. Scump, un parfum scump. Care miroase scump. Și miroase scump, da? Exact. Dar un parfum care are un cuvânt de spus. Absolut. În domeniul fragrance, în domeniul parfumeriei. Exact. Și te ajută să îți boostează încrederea în sine, exact, aducători de complimente multe. Exact. Și acest parfum, cred eu, că nu te mai lasă să fii orice persoană din mulțime, adică nu mai ești un oarecare. Poți să zic că ești un pic în evidență. Absolut. Și imposibil să nu ești în evidență când miroși așa. Absolut. Deci imposibil. Pentru că asta este un menirea unui parfum, mai ales un parfum de nișă, parfum de lux. Menirea lui, ca de altfel a oricărui parfum, este să-ți scoată, în să-ți gusteze personalitatea. Exact. Exact. Cam asta este. Cam asta este. Dragilor, acestea fiind spuse, ați auzit părerea lui Iulian, a evaluat fiecare parfum în parte, a câștigat Tabit, extras de parfum de la Tiziana Terenzi, top 5 parfumuri bărbătești pentru anul 2021. Vă aștept data viitoare, parfum și iubire, numai bine, pa, pa! Salut!